astea sunt bune la ceva? Genial! Am o idee! Bun, să prindem și restul clonilor afurisite. Mimi, Shelly, ați spus voi că aveți un plan cum să o facem? Da, fiți atenți aici! Am văzut eu un documentar pe Animal Planet miercuri trecută cum un vânător prindea animalele sălbatice și erau acolo tot felul de fiare mari și fioroase. Încă între fiori pe știrea spinării. Așa fă, și ce vrei să spui cu asta? Da, chiar, ce naiba vrei să spui, femeie? Haide, nu ne mai ține suspans atât. Dacă m-ați lăsat să termin, ați înțelege. Deci, vânătorul ăla era fără nimic la el când trebuia să captureze bestiile alea mari și fioroase și reușea să o facă cu ce găsea prin prejur. Reușea să construiască capcane prin care prindea bestiile alea. Pa din bețe, pa din liane, pa din orice găsea. Ah, și eu care chiar aveam o idee bună. Nu o idioțenie ca asta. Ce ai zis? Nu ai încredere în planul meu ritmic. Ok. Hai că atunci o lăsăm ideea mea ca plan B. Zici ce să facem. Deci, mai întâi adunarea. Haideți, hai repede. Băgați aici tot ce aveți la voi prin buzunare. Orice ne poate fi de ajutor. Eu am asta. Na, că până și cureaua de pe mine mi-a luat-o. La ce vă așteptați? Atunci eu cred că o să avem o mică problemă. Mie îmi spui, fă. Hai, gata cu văcărele asta. Păi ce facem aici? Sunteți sau nu mai sunteți bărbați? Doar nu voiați ca o domnișoară ca mine să facă treaba asta, nu? Hâți, Johnule! Aoleo, ăsta nu-i semnalul lui Dorian că a găsit ceva? Ba da, și trebuie să ne mișcăm repede. Un Dorian nu poate să bată un alt Dorian. Maxim iese egal și nu ne permitem să-l pierdem așa. Deci, repede, să-l ajutăm până nu e prea târziu. Nu, stați, și planul nostru, capcana mea. Ați uitat cu totul. Puneți-l pe Dorian să demerească clonele aici. Haideți, ce mai așteptați? Fă, Doriane, hai da, bagă un sprint până încoace care mimișora noastră un plan din ăla mega, mega strălucit. Hâți, Johnule! Să nu mai spui niciodată așa, ai înțeles? Johnule, și acum ce facem? Stai tu liniștit, Doriane, ia-ți un scaun, așează-te și admiră-mi planul, cum dă roade. Clonele astea neatente o să cadă fix în capcana noastră, din clipă în clipă. Trebuie doar să așteptăm. Aoleu? Bun, și acum putem încerca și planul meu până nu e prea târziu, zic și eu. Avem altă variantă? Ok, uite, bine, dă-mi alea două bețe înapoi, Mimi. Apoht, bani, cine-i huinde-i păstrează? Bravo, băieți! Asta da plan strălucit! Ce? Eu v-am spus! N-ați avut încredere în mine? Dar asta era ideea mea! Numai că ai furat-o la final! Gata! Nu mai contează! Acum tot ce contează e să ne mișcăm repede până nu se prinde directorul că-i lipsesc clonele! Da, băieți! Hai da peste el să-i cotonogim fundul ăla de malefic al lui! De acord? Yay! Ce? Nu! Am visat eu urât sau? Ce? Nu! Nu pe ei, imbecililor! Ce faceți? Stai puțin așa!
Ceva nu e în regulă. De ce clonele astea neatente s-au prins tot pe ele, când ele trebuiau să-mi captureze restul de youtuberi? Sunt tare furios acum pe ele. Gata, nu se mai poate așa. Mă duc eu în persoană să văd ce se întâmplă acolo. Ha 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 ha!